La pacienții cu cancer ereditar non-polipos se consideră că practic urmărirea trebuie începută de la vârsta de 20-25 de ani, cu o frecvență, să spunem, mult mai mare a colonoscopiilor decât în populația cu risc mediu. Adică, practic, o colonoscopie trebuie efectuată la acești pacienți la fiecare 2-3 ani până la vârsta de 40 de ani, iar după aceea anual. Pacienții care provin din familii în care există membri afectați de cancer colorectal, dar fără o formă ereditară evidentă, trebuie să-și înceapă practic urmărirea de la vârsta de 40 de ani, dacă, și aici practic există niște diferențe în funcție de vârsta la care a fost diagnosticat membrul familiei cu cancer de colon, și de fapt aici vorbim despre rudele de gradul 1. Iar dacă în cazul persoanelor cu rude de gradul 1 diagnosticate cu cancer de colon după vârsta de 60 de ani sau care au o singură astfel de rudă, colonoscopie, prima colonoscopie și urmărirea în sine trebuie începută la vârsta de 40 de ani, cu colonoscopii efectuate periodic la interval de 10 ani. Deci fără diferențe foarte mari față de grupa de risc mediu, doar cu o începere a urmăririi mai devreme. Persoanele în care, în familiile în care există mai multe cazuri, să spunem, sau deci, practic persoanele care au mai mult de o rudă de gradul 1 afectată de cancer de colon sau la care există o singură rudă de gradul 1, dar cu afectare înainte de vârsta de 60 de ani, își încep urmărirea colonoscopică fie la vârsta de 40 de ani, fie cu 10 ani mai devreme decât vârsta la care a fost diagnosticat cel mai tânăr caz de cancer de colon în familia respectivă. Adică dacă, practic, cazul index a fost diagnosticat la vârsta de 45 de ani, să spunem, evident că persoana vizată o să-și înceapă urmărirea colonoscopică la 35 de ani și la un interval mediu de 3-5 ani. Deci, practic, se și începe mai devreme urmărirea, se și scurtează intervalul dintre examinări. În ceea ce privește pacienții care au fost deja diagnosticați cu cancer de colon, în ce măsură pot fi aceștia tratați? Ce soluții terapeutice există? Ce e foarte important de știut, faptul că boala diagnosticată în stadiile precoce și poate și în stadiile moderat avansate poate fi curabilă. Deci, realmente poate fi vindecată dacă se aplică tratamentul optim. Și aici vorbim în primul rând despre tratament endoscopic pentru tumorile diagnosticate într-un stadiu precoce, deci cele limitate strict la mucoasa colonică, ele pot fi efectiv rezecate doar endoscopic și pacientul supravegheat ulterior. În stadiile puțin mai avansate, spunem, tratamentul inițial este obligatoriu chirurgical. Practic, îndepărtarea endoscopică sau chirurgicală a tumorii este singura modalitate care asigură, practic, șanse de vindecare. Nu spun că e obligatorie vindecarea. Când vorbim de asemenea boli, practic nimeni nu poate să ofere garanții, pentru că uneori aparența, sau să spunem, ceea ce înseamnă stadializare din punct de vedere endoscopic, imagistic, uneori, să spunem, chiar și histopatologic, deci microscopic, nu e perfect superpozabilă peste extensia reală a bolii. Adică niciodată nu putem să știm cu certitudine că nu există niște micrometastaze, să spunem, sau că boala nu are o extensie mai amplă. Sigur, în situații selecționate, deci plecând de la anumite stadii ale bolii, la acest tratament chirurgical se adaugă tratamentul chimioterapic, deci tratamentul citostatic, care practic are rolul tocmai de a distruge eventualele mici metastaze, deci celulele desprinse din tumora inițială și grefate undeva la distanță. Aceste mici metastaze
prea mici ca să poată fi, să spunem, decelate la examinările uzuale. Evident, chiar și în fazele avansate, în fazele în care s-a ajuns la metastaze decelabile, să spunem, imagistic, există tratament, dar deja vorbim de tratament paliativ, vorbim de tratament chimioterapic, deci de așa numit tratament citostatic, dublat sau nu de intervenție chirurgicală în funcție de stadiul bolii, de starea generală a pacientului, de condițiile sau de afecțiunile asociate, posibilitatea, să spunem, de a trata chirurgical un astfel de pacient. Ce mai trebuie menționat în ceea ce privește tratamentul endoscopic e faptul că el nu se adresează doar tumorilor maligne, ci și leziunilor premaligne, deci acelor polipi, acelor adenoame colorectale despre care vorbeam și a căror îndepărtare, deci rezecție, să spunem, precoce, este cea mai eficientă modalitate de a preveni degenerarea ulterioară a leziunilor și apariția cancerului de colon. Vă spuneți că există un moment în care este prea târziu pentru pacient să se mai vindece. Când ar fi acest moment? Da, vorbim de stadiile local avansate, să spunem, de stadiile în care tumora invadează structuri învecinate, alte organe din jur și în care, chiar dacă se rezecă, să spunem, tumora în totalitate, împreună cu structurile adiacente interesate, șansele de vindecare efectivă sunt mici, adică există totuși riscuri mult mai mari de recidivă locală, de apariția ulterioară a metastazelor la distanță și, evident, vorbim de stadiul final, de stadiul 4, în care apar și metastazele la distanță și unde practic nu mai putem vorbi de tratament cu intenție curativă, cu intenție de vindecare definitivă. Sigur, există inclusiv chirurgie adresată metastazelor, metastaze hepatice, metastaze pulmonare, în cazuri, să spunem, selecționate, atunci când sunt metastaze unice sau metastaze puține localizate într-un anume segment, deci grupate și care pot să fie rezecate în bloc, dar cu foarte mică probabilitate un asemenea tratament asigură șanse de vindecare, ci pur și simplu prelungește supraviețuirea. Cancerul de colon e totuși o boală cu evoluție lentă, adică și stadiul de la și perioada de la etapele premergătoare până la cancer efectiv e una lungă, dar și din momentul în care e diagnosticată boala, sub tratament și chirurgical și chimioterapic, supraviețuirea pacientului poate fi prelungită pe perioade relativ lungi, chiar dacă nu vorbim realmente de șanse de vindecare. Pentru a lua chiar o notă mai pozitivă, am să vă rog să ne spuneți ce schimbări ar trebui să facă un pacient sau un posibil pacient în stilul său de viață pentru a preveni cancerul de colon. Revin la ideea că vorbim de factori de risc, deci de factori asociați statistic cu o frecvență mai crescută, să spunem, a bolii. Ceea ce înseamnă că schimbările în stilul de viață, sigur, au un rol foarte important și nu, practic, pot să scadă riscul de apariție a bolii, dar nu garantează, practic, faptul că această boală nu va apărea. Evident, e importantă modificarea dietei, deci așa cum spuneam, adoptarea unei diete mai săracă în grăsimi, mai săracă în carne roșie, mai bogată în fibre, în antioxidanți. Evident, evitarea acelor alți factori de risc asociați, cum ar fi fumatul, consumul de alcool, evitarea sedentarismului. Toate acestea sunt măsuri, să spunem, la îndemână oricui, practic, în ceea ce privește modificarea stilului de viață. Însă, poate că cea mai importantă măsură în tot acest context e respectarea termenelor de screening. Deci, prezentarea la medic nu doar la primele simptome, să spunem, ci și pentru acele persoane aflate într-o categorie de risc.
mod risc mediu sau risc înalt, așa cum le-am definit înainte, dar practic screeningul cancerului colorectal e în momentul de față metoda cu maximă eficiență în prevenirea apariției acestei boli. Mulțumesc foarte mult!